Asta este argumentul care arată clar că învierea este învierii, plus pecețile nestricate, pentru că piatra s-a muiat când a atins-o înger și s-a făcut nematerialnică. Nu mai rup funile și sigilile. Alt motiv pentru care noi ne închinăm icoane este recunoașterea în omenirii lui Dumnezeu. Dacă Hristos nu s-ar fi născut și Hristos n-ar fi murit și n-ar fi înviat și nu s-ar fi înălțat la cer, aceste patru acte supreme, întruparea, nașterea, moartea și învierea și înălțarea la cer ca să ne trimite Duhul Sfânt, noi am fi fost săraci, ne spune Iisus Hristos. Dacă eu nu mă duc la Tatăl să vă trimit vouă Mângâietorul, voi rămâneți orfani. Și El spune, Ioan 15:25, Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede, punct. Identic vorbim de aceeași icoană a Fecioarei Maria, pe care noi o cinstim ca făcătoare de minuni și ați văzut că sunt tămăduitoare, izgonitoare de duhuri necurate, izvorătoare de mir, vărsătoare de lacrimi, tot felul. Și spune, ai făcături popești. Ce poți să ceri? Mereu spun lucrul ăsta. Ce poți să ceri unui copil de clasa a patra sau de a doua sau de a treia, arătându-i un atlas de anatomie și punându-l într-o cameră de chirurgie să lucreze pe inimă la un om bolnav? Copilul se va uita, se miră și cu asta, cu asta. Așa sunt și începătorii în necunoașterea Scripturilor. Ei, dacă au fost învățați într-un fel, noi avem la români trei feluri de credință. Așa au crezut mama și tata, așa au fost credința strămoșilor mei, așa e tradiția sau așa e obiceiul și nu-mi schimb credința. E o formă primitivă de a respecta credința, dar nu e o formă teologică de a mărturisi credința. De aceea preotul are ca datorie și noi ca preoți și ca duhovnici avem datoria totdeauna să le spunem oamenilor acest lucru. Frate, învață crezul. Cred într-un Dumnezeu, pentru că sunt cele 12 articole ale crezului care ne arată de ce suntem ortodoxi. Deci dacă nu știm aceste 12 articole, noi degeaba suntem ortodoxi. Și atunci sigur că putem fi manipulați cu Sfânta Scriptură. Și de aici încep în continuare. Am terminat cu icoanele, care nu sunt altceva decât ferestre deschise spre cer. Eu, de exemplu, mă rog unui sfânt și ridic mâna la cer. Mă, tati, rogi aceleași sfânt în casa mea ta. Acum, cum facem noi pe sfântul ăla să mă asculte și pe mine și pe tine? El nu poate fi în 7 locuri odată. Cum? Simplu. Cât timp el e în icoana casei tale, și tu crezi și te rogi lui, același sfânt din cer primește impulsul de rugăciune de la tine ca și un telefon mobil. Poți să mă ta să vorbești cu cineva la telefon și te mai suni cineva. E un apel în așteptare. Nu-i scris nicăieri niciodată cum sfânt te ascultă pe doi oameni deodată. Dar simultan îi ascultă. Rămâi acolo în... Exact. Și îți vine rândul. Ești în lista de așteptare. De sfântul nu te trece cu vederea. Cum spune un om? Băi, mi-era așa de rău, am fost ieri la sfânta și m-am închinat și știi că după două zile mi-a luat ca cu mâna. Da. Păi oamenii oare de ce după două zile? Probabil că în coada aceea care mai era la rând și așteptau acolo să se închine, mai erau și alți oameni care aveau nevoie de acest har al Sfintei și până ce Sfânta a comunicat pentru fiecare Duhului Sfânt și tronul lui Dumnezeu, uite, Doamne, am aici un credincios care are o inimă bună, dar e și lui un dram de dragoste. A ajuns și la el impulsul necesar. Știți că oamenii se descurajează de obicei. Te rogi punctual pentru ceva, aștept să se întâmple atunci sau în a doua zi, dacă se poate. Interesant. Dar s-ar putea să vină peste ceva timp rezolvarea. Interesant este să vă spun un lucru, că lucrurile sunt făcute de oameni. Era o bătrânică, nu știu dacă mai trăiește. Eram preot în Bârnova atunci și a zis așa, părinte, nu mai știu nimic de băiatul meu de 7 ani. Și am spus, nu nimic. Știi, Dumnezeu, mă, ta faci 40 de zile acatistul Bunei Vestiri și eu voi face 40 de zile liturghia și așa făceam zilnic atunci. Am avut o vreme când am făcut vreo 9 ani de zile, zi la zi liturghie, când era preot și n-avea cine. Și
Și am început pentru el și la proscomedie, semn din cer dacă e viu să se întoarcă acasă și semn din cer dacă e mort să-i descopere bătrânii să se liniștească. Și ce credeți? Pregătești colivă, pregătești colac în a 40-a zi să-l pomenească și noaptea la geam bate cineva în ușă. Mamă, 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 deschide! Femeia a crezut că visează și că e o halucinație. Ei, mi-a dat Dumnezeu în sfârșit semnul. O a prins becul, și-a făcut cruci, o a prins lumânarea, s-a dus afară să vadă ce e când încolo feciorsul. Dar de unde vine, băiete? Mamă, să-ți spun adevărul. Am două zile de când m-am liberat din închisoare. Am fost închis în afară, am făcut niște trăsnăi și acum m-am întors acasă. Dar de ce i-a venit ei în gând să vină să mă întrebe un semn de el și de ce în timpul ăsta, cât noi am fost în rugăciune și de ce o coincis slujbele ei de pomenire la morți cu slujbele mele de pomenire la vii și la morți cu ale lui, ca el în loc când să vină să-i facem ridicare, el vine întreg acasă. Așa că aici cine lucrează? Coincidența? Nu. Cred că Dumnezeu. Da. Și atunci ne întrebăm, nu cumva credința mută munții? Nu cumva credința dă viață icoanei? Cum vă explicați că dintr-o bucată de scândură, scândură, că până la urmă e o bucată de blat, de stejar, are pe el o pânză de pictură din in, are un rând de Stradivar, toată teoria frescei și tot ce se pune pentru a picta o icoană în stil bizantin. Și dintr-o icoană uscată, fără să deteriorezi culorile, ție zile la rând, îți picură și îți scurg șiruri, 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 șiruri de mir. Există această icoană în America, unde toată America aia care toată lumea o blamează, că e necredincioasă, că sunt atei, că sunt sataniști, că nu știu ce. La biserica respectivă am primit și eu o bucățică de la un american venit în România, de acolo. Ei sunt din zona, de unde e Sfântul Ioan Maximovici, din zona, nu știu cum se cheamă zona lui acolo, San Francisco, parcă îi spune, dacă nu mă înșel. Și este această icoană și mi-a adus românca aceea când a venit o bucățică de vată, a spus, părinte, v-am muiat-o eu cu mâna mea, cu penseta, chiar în cuva care stă sub icoană, că oricine vine moaie și ea și duce la bolnavi, la oricine. Și v-am adus personal. Și am întrebat, zic, și cum arată? Părinte, nu arată nimic, icoana stă în suportul ei, are acel toc pus de desubt, este acolo niște vată pusă tot timpul, tu iei cu penseta o bucățică de vată, îți pui într-o punguliță, mulțumești preotul, îi lași acolo o lumânare sau un pomenicuț să fii pomenit de $1 sau $2 și cu asta s-a terminat. Nu-i nimic, chiar preotul de acolo întreține biserica, nu face altceva decât... Au venit cercetătorii, au scanat-o, au văzut că nu-i băgat în ea nimic aparatură, au văzut-o că e perfect uscată, au luat mirul, l-au dus la laborator, au văzut că nu-i din natură firească să aibă o compoziție chimică de asta, să zici că e băgat cu ceva, cu o seringă, cu ceva, și el curge acolo de ani, de zile, icoana aceea, așa se și numește, vărsătoare de mir. Și atunci aia cine o face? Da, ca să crezi, îți trebuie credință, ca să blamezi și să vorbești de chipuri cioplite din vremea lui Moise, când aveam idoli de piatră, de fier, de lemn și toate idolatriile și zeitățile, până la icoana lui Dumnezeu, care el își șterge fața și ți-o dă. Luca, care ne lasă 12 icoane ale Maicii Domnului, numite povățuitoare. Deci o mare diferență. Și acum trecem și la cealaltă. Care este rostul sau roadele credinței? Dar ce alte religii se mai închină icoanelor? Am zice catolicii? Dar ei sunt creștini ca noi. Deci okay. Noi prin ruptura de la 1054, noi am intrat într-un conflict teologic. Noi n-am intrat într-un conflict ideologic. Până la anul 1000, Biserica de Apus a avut aceeași sfinți, aceiași apostoli și același parcurs cu noi. Numai că în timpul dinastiei carolingiene, un pic Apusul a luat avânt și a luat un pic de autoritate, răsăritul creștin fiind foarte expansiv și foarte luptat și muncit de imperiile astea, popoare barbare, popoare invazive, care erau foarte greu de stăpânit, Apusul s-a retras liniștit oricum în progresul lui, în banca lui și a văzut de treabă. Pe la 864 a început să fiarbă mai bine problematica, iar problematica sensibilă s-a creat atunci când cardinalul Humbert și cu patriarhul Fotie
au intrat într-o dispută pe bune dreptate petrecute.